Încep discuția noastră printr-o ghicitoare. Vă citez un fragment și dacă reușiți să ghiciți unde a fost publicat, e excepțional. Spitalele publice, începe citatul, se află la cota de avarie datorită lipsei de produse de bază, spirt, ace, serinși, perfuzii, medicina în spitale transformându-se într-una de tranșee. E actual ce se spune și continuă citatul, principala cauză o reprezintă amatorismul și incompetența echipei Nicolescu, citat închis. Nu știu de unde este, dar m-am obișnuit cu asemenea titlui, cu atac la persoană mai ales. Păi, vă spun eu de unde este, din raportul Partidului Social Democrat din 2008, Putere fără guvernare, deci, este recent. Ce vă spun eu, politică. Politică, dar una dintre frazele dumneavoastră preferate în acest an de când ați revenit la Ministerul Sănătății a fost: anul 2013 va reprezenta un an al schimbărilor fundamentale în sistemul sanitar. Pentru orice reformă fundamentală aveți nevoie de sprijin politic solid. Aveți acest sprijin politic în interiorul guvernului PSD, din partea PSD, pentru reformă? În primul rând, trebuie să vă spun un lucru simplu și foarte clar. Reforma de care vorbesc este prinsă în programul de guvernare. Programul de guvernare este documentul politic al USL. El a fost adoptat de Parlamentul României și pentru orice ministru programul de guvernare trebuie să fie fișa postului, cum se spune. Deci, în consecință, orice alt comentariu e de prisos. Trebuie totuși să insist, având în vedere ghicitoarea pe care n-ați ghicit-o. Da, asta cu poziția asta am văzut multe. În momentul ăsta sunteți mulțumit, aveți sprijin, simțiți că aveți sprijin politic pentru măsurile solide pe care le preconizați a le lua în următoarele luni? Cel puțin până în acest moment n-am simțit că ar trebui să fie o orientare, să spunem, sau o reorientare a unor acțiuni sau măsuri sau viziuni. Am înțeles că ele pot merge. Vă dau exemple simple până acum, că totuși premierul a acceptat și la nivelul USL-ului s-au acceptat niște ordonanțe de urgență care au reușit să facă ordine mai repede în sistem, că puteam să așteptăm. Și cu toate acestea... Dar schimbările serioase urmează. Da, schimbările serioase urmează pentru că ele vin din programul de guvernare și consecința lor este totuși urmarea unor dezbateri publice. Și vă reamintesc... Noi acolo suntem acum, în dezbateri publice. Vă citesc dintr-un alt comunicat oficial al Ministerului Sănătății. Deci lucrați cu materialul clientului. Evident, din ianuarie 2013, citesc: sunt tot mai mulți cei care nu mai apelează la serviciile medicale din sistemul public de sănătate și de aici urmează un scenariu catastrofic care poate duce în final la prăbușirea și destructurarea sistemului public de sănătate. Cât de aproape suntem în acest moment de această destructurare a sistemului public de sănătate? Cred că am trecut de acest pericol. Deci cred că am trecut de acest pericol. Parcă încep să înțeleagă mulți care doreau o concurență acerbă între sectorul privat și sectorul public. Se pare că au înțeles că totuși un sector public trebuie să existe în România, dar sigur un sector public pe care să-l reformăm, pe care să-l îmbunătățim, să aibă și el niște standarde minime acceptabile de calitate, mulțumitoare pentru cetățeanul obișnuit, cetățeanul care are nevoie de sistemul public și pe măsură ce vom introduce și asigurările private de sănătate complementare și suplimentare. 1 ianuarie 2014 vor fi introduse? Și în care să poată să intre de data aceasta la concurență și sectorul public și sectorul privat, probabil că atunci se vor așeza mai bine și unul și celălalt. 1 ianuarie 2014? Dacă reușim să facem pachetul de bază așa cum ne-am propus până în octombrie, atunci cred că avem timpul material necesar să putem să facem și pachetul suplimentar, care se poate să intre și el în vigoare cu 1 ianuarie 2014 sau măcar jumătatea anului 2014. Asigurări private pentru români. Exact. Sens în care deja, și iar vă invit să citiți programul de guvern, avem acolo trecută o prevedere prin care spunem că o cotă parte din asigurarea, din polița pentru asigurarea privată de sănătate va putea fi deductibilă din impozitul pe venit. Asta ca să-l facem și pe cetățean motivat, dar și pe furnizorul de servicii medicale. Spuneați de posibilitatea de a intra în concurență pe anumite sectoare, spitalele publice cu cele private, e și normal dacă vom avea asigurări private să se întâmple asta, dar vă prezint un exemplu concret, prezent în foarte multe spitale din România. De altfel, șeful unei secții din Spitalul Județean Timișoara e în același timp proprietarul unei clinici private de același profil cu secția pe care o conduce. În 2012... Complet incompatibil. Clinica, și de da, în 2012, mai mult, clinica privată acestui medic a câștigat contracte prin negociere fără publicare.
cu spitalul în care e șef de secție. Nu vi se pare corect? Dați-mi și mie un asemenea, că ascultăm afară. Neuromed, Spitalul Județean Timișoara, sunt două nume suficiente pentru dumneavoastră. În regulă. Vom căuta, vom face săpături. Nu știați de acest caz? Nu. E oarecum celebru. Nu, recunosc că nu. Dacă aș ști toate cazurile din România, aș fi mare. Știți cum sunt sondajele care măsoară percepțiile publice și dumneavoastră ce credeți? Cât de mare e puterea Ministrului Sănătății astăzi de a controla și sancționa astfel de abuzuri? Foarte mare, mare, mică, foarte mică? Aveți și opțiunea nu știu? Nu. Depinde cum este acel spital subordonat. Păi, Spitalul Județean din Timișoara vă e subordonat. Deci depinde cum e subordonat. Dacă este în subordinea Ministerului Sănătății, eu sunt decis să iau orice măsură, indiferent cât este ea de... Aveți puterea să o faceți? Legea mi-o dă. Dacă... Da, dar noi avem numai 54 de spitale în subordinea Ministerului. Acest spital restul, din Timișoara e în subordinea restul până la vreo 360 de spitale se află în subordinea autorităților locale, unde Ministrul Sănătății nu are niciun fel de putere și de autoritate. Dar iată că și în spitalele care sunt în subordinea dumneavoastră apar astfel de conflicte mi-ați de interese. Mi-ați mai dat o temă. N-aveam suficiente. Mi-am dat o temă, e în regulă. Încă un potențial conflict de interese. Vă mărturisesc că un cititor ne-a ridicat această problemă. Este vorba de noul secretar de stat din Ministerul Sănătății, social-democratul Francis Iulian Chiria, care a fost timp de 8 ani directorul zonal al unui mare laborator privat din Brăila, poziție din care a plecat cu câteva săptămâni înainte de a fi numit secretar de stat. Laboratorul condus de el timp de 8 ani e chiar în prezent în 2013 în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Județeană și cititorul întreabă în ce măsură politicile promovate de noul secretar de stat vor favoriza firma pentru care a lucrat în ultimii 8 ani. În primul rând, dacă nu mai este proprietarul acelui laborator... A fost director zonal 8 ani. Sau dacă nu mai are nicio legătură cu acel laborator, din punctul meu de vedere, conflictul de interes a încetat și incompatibilitatea dumnealui. În al doilea rând... Cititorul vă pune o întrebare. Da. Vi se pare că e legitim în acest moment, dincolo de cadrul legal? Nu, eu știu că domnul secretar de stat Chiriac nu are atribuții decât pe linia de relații cu sindicatele, cu patronatele. Deci nu cred că are cum să influențeze vreo politică publică în acest sens. Dar de ce oare pleacă un director zonal de la un salariu de 1800 de euro pe lună la un salariu de două ori mai mic în Ministerul Sănătății? Nu, asta care se întreabă pe dumnealui de ce a vrut să fie promovat. Nu l-ați întrebat? Deci dumneavoastră vedeți ca o promovare această scădere. Eu așa cât promovare politică. Această înjumătățire de salariu. Nu, dar e o mare promovare politică. Când ajungi totul secretar de stat, ești ministru adjunct. Adică în cariera unui om politic, într-adevăr, de pe poziție de director zonal direct la secretar de stat. Dar și politic discutând. Acolo, din câte știu eu, la organizația Brăi, la PSD, era un membru important. Da, dar înțeleg când ajungi la un alt nivel, este o promovare politică foarte înaltă. În condițiile acestea, aveți încredere în el că nu își va folosi influența pentru a-și favoriza laboratorul în care a lucrat 8 ani de zile? Eu nu cred că are cum, pentru că toate actele normative pe care ministerul le face trec și prin semnătura mea, sau trec în primul rând prin semnătura mea. Și atunci eu sunt foarte atent să văd ce acte normative se promovează. Apropo de atenția pe care o invocă, știu că s-ar putea să mă înșel, în aceste zile corpul de control al premierului la Ministerul Sănătății. Ce controlează, pe cine? Nu, corpul de control al ministerului, din câte știu eu, la solicitarea noastră, pentru că n-am fost mulțumit de controlul intern al ministerului. Legat de ce? Verifică acel așa zis contract de informatizare și modul în care directoarea doamna Bumbac, contabilitate, și-a permis, de fapt, să facă niște, să aibă niște inițiative personale, ceea ce cred că n-a fost corect. Și atunci am zis, pentru a verifica corect ce a făcut dumnea ei, să nu fim noi cei dinăuntru, să vină cineva din afară, obiectiv, să spună, doamnă, aici ai greșit, aici ai greșit, aici ai greșit, aici ai indus în eroare ministru, aici ai indus în eroare oamenii din teritoriu și cine greșește plătește. Aștept și eu acest raport cu foarte multă nerăbdare.